Sper să nu facem noi gafe în cele ce urmează. Hey. Sper, știi cum e. Nu cred că suntem că în stare să e. Nu, dar asta e. Bun. În weekend ne-am relaxat, dar ne-am și documentat și oricum ar fi totul suntem pregătiți, pentru că n-ai ce să faci, ai mingea, dai la poartă, trebuie să-l chemăm pe domn profesor, doamnelor David. Și domnilor. David Dobrincu! Sincronizat! Bravo! Neața, neața, cum e viața? Salut, șuru! Dobrincu! Te pomog, da. Bine, e superbă, ca de obicei. Mulțumesc! David, zi-mi dacă joc astăzi sau dacă iarăși ai pe cineva. Astăzi vreau să rămâi lângă mine, pentru că am pe un cineva special pentru tine. Așa că, doamnelor și domnilor, să-l primim un platou cu aplauze pe Ionuț! Opa! Ionuț! Domnul Bodonea! Ține Ionuț Bodonea! Salut, Ionuț! Salutare, Andrei! Liliana, salut! Ionuța mea! Ai văzut, Ionuț am eu, că tu ești special pentru șurubea? Da, e special pentru șurubea. Pentru cine nu știe, eu locul. Ionuț este prietenul meu cel mai bun și din clasa noua a fost și colegul meu de liceu. Și în același timp e colegul lui Bogdan de la radio. Da. Deci, noi practic acum ne vedem din nou după 40 de minute. Da, eu știu că Ionuț. Eu știu că Ionuț e familiar cu pupitrele astea pentru că a fost atunci când ți-a dat roast ție. Ah, crezut că le-a construit, că știu că mai sunteți prietenul, pe cum ai zis, și din clasa a noua. Bine. Cam înainte erei noastre. Înainte erei tale. Ai dreptate, un șurubel în viață îți face viața frumoasă și îți fixează lucrurile la locul lor. Așa că mă bucur că sunteți deja la pupitre și vreau să văd cât de fixați ați fost voi pe carte. Da, dar până un alt, hai să-l întrebăm pe Ionuț dacă are emoții. Nu. Nu? Nu ce? Gata. Nu e bine să le spui oamenilor că ai emoții, că se prind și le atacă și le folosesc împotriva ta, așa că nu am nicio emoție, e super ok. Văd e că astăzi bună. A venit pe calm, Ionuț. Da, încearcă să nu transmită nimic care poker face, nu vă zice nimic, nu vă arată nimic. Vrei să câștigi, Ionuț? E ceva de câștigat? Poate, o experiență. Da. Da? Ne luptăm, da? Bine, haideți. Dacă sunteți gata, atunci zicem să înceapă TD Quiz Show! Ia să vă vedem. Regulile le știți cu toții. Presupun că ți-aduci aminte. Trebuie să te apropii cât de mult de răspunsul corect dacă vrei să iei punctul Ionuț. Dacă vrei să ștești, să dai back. Da, știi și tu tablete. Că se vede că știi tablete. Da. Bun, haideți să începem. Prima întrebare. Ce lungime are, cu tot cu coadă, cea mai lungă pisică în viață? Știu că sunt animalele preferate ale lui Șoru. Deci nu ai luat pisica și ai întins-o cu totul, așa, cu tot cu coadă, cu lăbuțele în față. Așa. Am o curiozitate. Dacă e motan și dacă e motan, câți ani are motanul? E foarte important. Lili, te duc eu frumos. Haideți că dacă e mai înătate, e mai scurt. E cea mai lung motan. Are cea mai lung motan în viață. Lili, trage de timp ca să scrie colegii ei. Nu e adevărat, mă întorc cu spatele. Băi, dar nu mi se pare corect, mă, că Ionuț chiar știe pisici. Ionuț trăiește cu zeci de pisici. Cât are motanul tău, Ionuț? 19 ani. 19 ani. Dacă se uită Zizu, unde trebuie să mă uit, vreau să-ți transmit un... Eu am scris și nu m-am uitat la niciun. Bravo, Lili. Să nu mă mai acuzați pe nedrept. Să vedem. Zici că e Griselda sau cum o cheamă? Vasa te ne repeto! Stai, vezi că ți-a apărut ceva pe ecran. Hai! Hai să vedem răspunsurile voastre. Ce lungime 111 are... 111 centimetri. Cel mai lung motan în viață. 1,7 metri, deci... 1,5 metri. 150 de centimetri, 170 de centimetri și 111 centimetri. Nu e un concurs, nu ne măsurăm, dar vă aproximăm. Ia să vedem. Nu e concurs. Bun, fiți atenți. Pisica se numește Berryville, locuiește în Italia și are lungimea de 120 de centimetri. Bine, Lili! Bravo, Lili! Bravo! Am fost mai optimist. Da. Avem și o poză? Ia să vedem poza. Ia să vedem. La ce drăguț. Ei, vezi de unde e eroarea mea? Te-am întrebat, are lăbuțele întinse în față? Că dacă ele întins, se duce spre 160. Da, du-te, da, stai liniștit. Hai ce să mergem mai departe. Okay. De ce cu 64 și cu 120? Deci până aici îți vine. Cam. Dacă se ridică în picioare. Da. Așa, mai departe. Mergem mai departe și ajungem la parc de distracție. Ce suprafață are Walt Disney World, cel mai mare parc tematic din lume? În Acri? În Acri. Kilometri pătrați, te rog frumos. Leghe? Da. în stadioane de kilometri fotbal. Kilometri pătrați. În kilometri pătrați, ok. În yards. Bun. Haideți să scriem, vă rog.
Am văzut ce a scris eu. Da. Am impresia că eu nu ți-o știe pe asta. Ca de obicei, invitatul se mișcă foarte repede. Oamenii care sunt la emisiunea asta de ani de zile... Am scris total la plezneală. 98 de kilometri pătrați. 72 de kilometri pătrați și 200 de kilometri pătrați. Și ai pus un pătrat acolo. Efectiv, am pus un pătrat, Ionuț. Cât ai pus tu? 200. Măi, Walt Disney. Păi da? Are 250 de kilometri. Păi și de ce ai pus mai puțin? Am zis așa. Ia. Fiți atenți. Walt Disney World are jumătate din suprafața Bucureștiului. Adică are 111 km pătrați. 111? Da. Deci tot Lili? Tot Lili. Felicitări, Lili. Bravo, Lili. Bravo, Lili mea. Deci 2 puncte Lili, 0 puncte Ionuț. Ce faceți, mă, băieți? Care e viața voastră? Deci, eu am o întrebare. Se află în județul Walt Disney? Da. WT e la mașină. Walteni acolo. În Walteni. Hai. Ionuț, tu ești și DJ, te ascult dimineața la radio, așa că poate ar trebui astăzi să răspunzi la următoarea întrebare. Când a avut loc prima transmisiune radio din istorie? Anul nu, anul nu este necesar data întreagă. Adică, gen, spuneți-mi doar anul. În lume sau la noi în România? Deci în prima transmisiune radio din istorie. Da. Deci avem nevoie doar de ani, dar în ce an a avut prima transmisie radio? Mamă, eu nu știu ce ne facem de râs aici. Este din asta, un cu Marconi. Italian. La mine ar fi bine că eu nu mă pricep, adică, n-am, dar voi doi, știu mari și că... acești radiofonici. Radiologiști. Ia zi, Ionuț, pe ce poți juca Marconi? Marconi? Da. Fundaș. Fundaș. Juca pe foarte bun pe bandă. Foarte bun. Ați scris un an, gata? Toată lumea a scris? Habar n-am. Da, 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 toți trăim. Toți trăim pentru ce? Pentru un moment. E o rușine. Eu aș vrea să văd ce scrie Bogdan, că nu. Zic că am copiat, dar eu n-am copiat, am scris deja Bogdan. Da, voi știți care e data când prima oară a vorbit lumea? Ai dreptate, bună întrebare, ar trebui să ne documentăm. Că se numește vorbește lumea, tu știi când a vorbit când lumea? Când a vorbit lumea? Nu, 13 iulie 2015. Ba da, eu știu, Adam hai. Și Eva. Atunci au vorbit că au făcut și ei o conversație. Bun, haideți să întoarcem. 1894, 1873 și 1892 vara. Mamă, cât de aproape atent. Am pus noi doi. Sunteți aproape toți. Hai să vedem cine câștigă acest cam, punct. Cam, da. Țineți acolo tabletele, Ionuț. Scuze. Fiți atenți. Răspunsul este că la 12 decembrie în anul 1901, inginerul și inventatorul italian Guglielmo Marconi. Ia, am o vorbă. Am luat punctul aici. Am o vorbă. Noroc să ai. Prima transmisie radio a fost realizată peste Oceanul Atlantic. Bun. 1900, mă, așa târziu. 1901. Păi da. Crezi că vorbeau prin stația radio, nu știu, Mircea cel Bătrân cu poștirii lui? Vorbeau prin radio? Tu ești Mircea. Cșt, da, împărate. Păi dar nu era de Mircea cel Bătrân, poate alții în alte... așa. Localități. Ești bine, a terminat. Da, am parat, terminat. Bun. Bun. Mergem mai departe. Pentru că Ionuț este cinefilă, am o întrebare specială pentru. Sunteți pregătiți? Nu. Dintre toate barurile din lume, trebuia să intre tocmai în al meu. Din ce film este acest quote? Deci acest citat, dintre toate barurile din lume, trebuia să intre tocmai în al meu. Din ce film este această replică? Trebuie să aproximăm filmul acum. Mi se pare greu. Nu știți? Spuneți, Liniuță. Stai, un film, e un film românesc? Nu. Nu e un film românesc. A, gata, știu. Începe cu C. Cu? Am spus. Cu ce începe zi? Mai zi o dată, că am nu spus, e corect. Am spus, nu îmi pare corect. Rău. L-ai atins să nu mai zică? Nu, dar cu codul. Bine, C. C. Hai, câte filme știți cu C? Titanic. Terminator. Matrix. Hai mă, că vine acum. Ca Avatar, mă gândeam. Ca Avatar. Hai, vrei scriem numele în română sau în engleză? Da, da, nu contează în ce limbă este. A. Cred că mai bine dăm numele. Nu v-aș mai să vedem dacă e corect primor. Nu contează în ce limbă este, pentru că este un nume. Mhm. Da. Deci n-ai cum să-l traduci în română. Cornel? Cornel. Așa e, hai, mai gândiți-vă bine. Un nume. E un nume de bărbat? Ce vrei să pui acolo nu un nume, nu de bărbat? Să scriu un nume vă de bărbat. Vă rog frumos, mai aveți 10 secunde. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 și răspunsurile voastre sunt... Come with me! Come with me! Călărețul nopții! Călărețul nopții! Călărețul la Ionuț! Ok. Încă la Ionuț. Nu știu. Fiți atenți. Da, foarte bun. Nu i-am zis să ne îngrijim. Răspunsul corect era Casa Blanca. Nu, da! Cu Ingrid Bergman și Humphrey Bogart. Suntem Humphrey. Beyond varză, dacă îmi permiteți să vorbesc și în general. Nu e un film, eu nici eu n-am văzut filmul ăsta. Da, mă, Casa Bine, pe Blanca, de altă parte, văzut. Eu n-am văzut nici Stăpânuinele lor, nici Harry Potter. Barbie ai văzut? Nici Matrix, da. Bravo, asta e important. Bravo. Hai. Bun. Ia, ultima întrebare pot să o pun eu? Da. Întrebarea numărul 5. Hai să vedem cum stăm până acum. Avem un punct Bogdan, 2 puncte Lili, 0 puncte Ionuț. Încă ai o șansă, Ionuț, să legalezi pe Bogdan. Eu joc la 0. Tu joci la 0? Sau cine știe, poate Bogdan egalează pe Lili. Hai să vedem. Da, nu cred. Urmează o întrebare mai ușoară. Pentru că răspunsul vostru trebuie să se încadreze într-un interval mai mare. Doar dacă vă încadrați măcar în acest interval, câștigați primiți punctul. Oricine poate să câștige punctul aici. Da? Nu cine se apropie mai mult. Doar dacă vă încadrați în interval, puteți să luați punctul. Okay. Și este o întrebare la care Ionuț chiar ai putea să iei niște puncte. Pentru că niște un punct. Acolo unde te-a văduvit soarta, acolo ai putea să câștigi la această emisiune. Ce cuvinte. Așadar, conform publicației Scientific American, câte fire de păr are în medie un om pe cap? Ma. Vă rog să intrați în acel interval. Care e un om? Interval foarte mare. Care om? Un om. Nu medie, eu, am o înțeles. Persoană. Un om nu Ionuț. Normal, nu eu. Nu Ionuț, dar un om. Acest prim plan meu. Sau câte fire ai de barba mea. Ai spus cine scrie cel mai mult dintre noi trei câștigă, nu? Bun. Că nu trebuie să aproximăm. Da, dacă intrați în acel interval, câștigați punctul. A. Deci poate să fie de ordinul miilor, de ordinul zecilor de mii, de ordinul sutelor de mii, de ordinul milioanelor, miilor, știți. Da. Miilor de mii, exact. Vreau să mergeți, măcar să fiți în intervalul ăla. Hai să vedem și vă dăm punctul. Să iau și eu măcar un punct, că să uită bunica mea. Gata. Mă fac de râs. Ia, hai să vedem răspunsurile voastre. Grosso modo... 13 milioane, am milioane. Zis. Hai, nu, 16 milioane de bețe. Sau bețe, nu, bețe se mai numesc. 16 milioane de euro. 16 milioane de fire de păr. 152.329. Eu clar. Sau eu am 16 milioane în cap? Eu mi-am pus câte mi-aș dori să am, să așa să-mi dea Dumnezeu. Tu ai pus câte găsești în cadă după ce faci baie. Bun, deci. Ok, acolo. O să fie plăcările iadului pe partea aia, da. Bun. Deci fiți atenți. V-ați dus extrem de mult, iertați-mă, și voi cu 13 și tu cu 13 și tu cu 16. Conform acestei publicații, un om are în medie în cap între 90.000 și 150.000 de fire de păr. Și Bogdan bravo, nu ia bravo, punct. Bravo. L-a câștigat Bogdan, a luat un punct. Deci două puncte Bogdan, două puncte Lili. Felicitări Bogdan și Lili, ați ajuns la egalitate. Felicitări Ionuț. Partea bună este că ai ocazia să rămâi totuși în emisiune, nu te dăm afară acum, pentru că tu mai ai treaba aici, ești da. Și angajat la această emisiune. Te dăm afară și mai târziu. Și imediat recomandările de filme. Da, hai, ceva la care mă semi-pricep și eu, nu... Exact. Da. Bă, ne vedem cu Ionuț mai târziu. David, întrebare pe final acum de Dede Quiz și eu și îți mulțumim. Ai emoții când vii aici? Scurt. Doar atunci când o văd pe Lili. Bravo, bun foarte. Răspuns.